Caz șocant la Sibiu, un copilaș a ajuns în comă la spital după ce a căzut de la etajul 5 al blocului în care locuia. Totul s-a întâmplat în dimineața zilei de joi pe strada Bârsei din Sibiu. Micuțul a fost găsit de către vecini inconștient pe trotuar. Un locatar al blocului din față spune chiar că a văzut ceva căzând. Am văzut o chestie care a căzut, atâta tot, deci nimic mai mult. Nu, să zic așa, mi-e obstrucționată vederea de la apartamentul meu, de la bucătărie, dar și n-am putut să văd exact de unde a căzut, cum a căzut. În cauza a fost deschis un dosar penal. Polițiștii încearcă acum să stabilească împrejurările în care a căzut copilașul. În jurul orei 8 și 20 de minute, prin apel 112, Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu a fost sesizat cu privire la faptul că un copil în vârstă de aproximativ 3 ani este inconștient pe un trotuar de pe strada Bârsei din municipiul Sibiu. La fața locului au intervenit polițiști și echipaje medicale, iar în urma verificărilor efectuate a rezultat că este vorba despre un copil în vârstă de 3 ani care ar fi căzut de la etajul 5 al imobilului unde locuia. După acordarea primului ajutor la fața locului, copilul a fost transportat la spital în stare gravă. La nivelul Poliției Municipiului Sibiu s-a deschis astfel un dosar de cercetare penală privind săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, urmând a fi stabilite cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs acest eveniment. În timp ce autoritățile fac anchete, medicii de la Spitalul Luther încearcă din răsputeri să îl salveze pe micuț. Acesta este în comă, intubat, internat pe terapie intensivă. Cel puțin la momentul de față, pronosticul medicilor este rezervat. Cu o criză ce bate la ușă și o piață a muncii în continuă schimbare, cei de la JOFM Sibiu își adaptează în permanență ofertele astfel încât să faciliteze relația dintre angajator și potențialul angajat. Începând din acest an, reprezentanții AJOFM anunță începerea de noi cursuri de calificare pentru șomerii care își doresc să se întoarcă pe câmpul muncii. Printre cursurile noi pe care vor putea aplica gratuit șomerii se numără cursuri de îngrijitor bătrân la domiciliu, cursuri de dobândire a competențelor digitale primare și chiar cursuri de pomicultură. Păi în acest an vom continua cu cursurile pe care le-am avut în fiecare an în program și pe care le derulăm de mai mulți ani. Inspector resurse umane, îngrijitor spații interes, lucrător comercial și încercăm să facem niște cursuri noi, sperăm că vor fi și un succes pentru îngrijitor bătrân la domiciliu. Încercăm să facem cursuri de competențe digitale primare, un fel de curs de inițiere. Vom continua și cu cursul de bucătar, vom continua cursul de coafor, vom încerca să avem cursuri legate de amenajare spații verzi și poate chiar un curs pentru lucrători în livezi, pomicultură, având și în județ zone în care se caută și astfel de locuri de muncă. Și avem inclusiv posibilitatea parcursul anului, în funcție de solicitările pe care le primim de la potențialii beneficiari acestor cursuri, să facem o ajustare a programului de formare prin adăugarea unui curs pentru care există solicitări din partea șomerilor. Pe lângă noile cursuri, formatorii de la JOFM mai țin și cursuri de agenți de pază, lucrători comerciali, crescători de animale, coafeze, cofetari, patiseri, bucătari, asistenți de gestiune, măcelari sau brutari. Cursurile sunt gratuite pentru șomerii înregistrați în evidențele instituției, indiferent dacă sunt sau nu indemnizați. Stagiile de formare sunt destinate în special categoriilor sociale defavorizate din punct de vedere al muncii. Ne referim aici la persoane care mai au maximum 5 ani până la pensie, șomeri greu încadrabili ori persoane care nu au nicio calificare. O familie a rămas fără un acoperiș deasupra capului după ce în curtea vecină a izbucnit un incendiu care s-a extins. Pompierii au fost solicitați să intervină de urgență în dimineața zilei de joi în localitatea Strezărișu. Alarma s-a dat în jurul orei 4:30, când pe 112 s-a făcut anunțul că a luat foc o anexă gospodărească, iar vântul a adus flăcările și în curtea vecină. Aici a luat foc acoperișul casei. Când au ajuns pompierii, acoperișul fusese cuprins de flăcări în totalitate. Câteva ore bune s-au luptat salvatorii cu flăcările dezlănțuite. Incendiul a fost stins, însă pagubele sunt extrem de însemnate dacă luăm în considerare faptul că numai acoperișul casei a ars pe o suprafață de 200 de metri pătrați. În această dimineață, în jurul orei 4:30, pompierii stației Agnita au fost solicitați să intervină de urgență în localitatea Străjărișu pentru stingerea unui incendiu. Pompierii s-au mobilizat cu două auto speciale de stingere, o auto specială de primă intervenție și un echipaj smurt, împreună cu pompierii SVS-ul Iacobeni. Sosiți la fața locului, au constatat că incendiul se manifesta generalizat la o anexă gospodărească de aproximativ 40 de metri pătrați, incendiul fiind propagat și la acoperișul casei vecine, acoperiș care ardea generalizat pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați.
Pompierii au acționat pentru limitarea extinderii incendiului și la alte vecinătăți și pentru lichidarea acestuia. După aproximativ 2 ore de luptă cu flăcările, pompierii au stins incendiul care a fost cauzat de scânteile mecanice produse de un utilaj, vorbim despre un polizor, amplasat în apropierea materialelor combustibile și au reușit să salveze interiorul casei vecine. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Pompierii sfătuiesc pe CBN să utilizeze cu grijă tot ceea ce bagă în priză și poate duce la producerea incendiilor. În acest caz a fost vorba despre un simplu polizor ale cărui scântei au aprins suprafețele inflamabile. De această dată, din fericire, nu au fost victime, însă sunt situații în care se pot produce adevărate tragedii. După o zi cu soare și temperaturi care au urcat până la 8 grade, vremea se strică din nou. Meteorologii spun că iarna își arată din nou colții, urmează minimum 24 de ore cu vânt puternic și ninsori viscolite. În județele Arad, Timiș, Calea Severin, Hunedoara, Alba, Sibiu și Brașov, vântul va avea intensificări cu rafale în general de 55-65 de km pe oră. La munte, îndeoseb la altitudine peste 1700 de metri, vântul va avea intensificări cu rafale de 90-110 km pe oră, va ninge viscolit, iar vizibilitatea va fi redusă, au anunțat specialiștii ANM. Meteorologii au emis și chiar o avertizare cod galben. Aceasta vizează în totalitate teritoriul a 7 județe, printre care și Sibiul, dar și parțial alte 17 județe. Atenționarea meteorologică este valabilă până în 26 ianuarie la ora 22 și vizează Moldova, Transilvania, Oltenia și Dobrogea. În perioada menționată sunt așteptate intensificări ale vântului și viscolit în special la munte la altitudini de peste 1700 de metri. În Moldova, nordul Dobrogei, sudul Transilvaniei și sud-vestul Olteniei, vântul va avea intensificări cu rafale în general de 55-65 de km pe oră. În Carpații meridional și de curbură, îndeoseb la altitudini de peste 1700 de metri, vântul va avea intensificări cu rafale de 90-110 km pe oră. Ninsoarea va fi viscolită, zăpada spulberată și vizibilitatea redusă, mai spun cei de la ANM. CBN-ii și turiștii mai au de așteptat până când vor putea intra în muzeul în aer liber dinspre Calea Poplăcii, deși a fost anunțată de câțiva ani, noua cale de acces mai are până să-și deschidă porțile. Abia în cursul acestui an, reprezentanții muzeului vor primi parte dintre studiile de specialitate care permit derularea investiției. Pentru realizarea acesteia ar putea da o mână de ajutor și primăria Sibiu, însă momentan nimic nu este bătut în cuie. Nu am reușit anul trecut, din motive obiective, să demarăm daliul adică să terminăm daliul pentru Calea Poplăcii. Este contractat, urmează să până în februarie-martie să avem daliul făcut, studiul de fezabilitate de tip dali, în așa fel încât să identificăm și linia de finanțare, s-ar putea să o găsim chiar printr-un parteneriat cu Primăria Sibiu pe regenerarea zonelor verzi. Se impune să avem această intrare înspre Calea Poplăcii, motiv pentru care o să fac tot ceea ce ține de mine și toate diligențele necesare ca să intrăm în sidul Sibiului, în așa fel încât să avem finanțarea și să putem să avem o nouă intrare înspre Calea Poplăcii, absolut necesare pentru muzeu. Mai ales că vine cu o poveste foarte frumoasă în spate, vorbesc de o hală industrială, hala Fertrinelli din Tălmaciu, care va avea în componența ei și spații expoziționale, unde vom valoriza colecțiile Muzeului Franz Binder și nu numai, dar și spații multifuncționale atât de necesare nou. Planul este unul amplu și nu prevede doar o simplă nouă intrare în muzeu, ci amenajarea unei clădiri administrative în zonă, dar și a unei parcări, astfel încât cei care vin cu autoturismul propriu să aibă unde să își lase mașina în siguranță. CBN au profitat din plin de liberul dedicat Micii Uniri. Cu micul mare, oamenii au ieșit din casă și s-au îndreptat spre restaurante, parcuri și, bineînțeles, pârtii. Și pentru că tot vorbim de pârtii, cel de pe Transalpina au fost pline ochi. O zi liberă de la guvern a fost ca o mană cerească pentru români. Turiștii au luat cu asalt stațiunile montane, atât aici în Transalpina, Păltiniș, cât și Valea Prahovei. Deși a picat la mijlocul săptămânii, n-a fost nicio problemă pentru aceștia, pentru că au venit, au schiat și seara au plecat spre casă. Cu obrajii roșii, de la frig, dar fericiți și relaxați, după o zi petrecută pe pârtie, sibienii au revenit acasă în cursul serii. Cei mai mulți dintre ei au fost nevoiți să meargă la serviciu în cursul zilei de joi, iar săptămâna de lucru se termină abia bine după amiază. Cu pofta deschisă după pauza de la mijlocul săptămânii, pasionații de sporturi de iarnă promit să ia cu asalt pârtiile și în weekendul care se apropie.